Ia să vedem ce facem noi ca cetățeni cinstiți când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția. Bun. Foarte bine, e? Data de 12 septembrie reprezintă motiv de bucurie și pentru unele persoane care ori au neglijat școala, ori nu au avut ocazia să deschidă vreodată vreun manual școlar, din cauza anturajelor sau a situațiilor familiale. Cert este că acum au posibilitatea să învețe carte pentru a se putea reintegra mai ușor în societate. Astfel, luni a sunat clopoțelul și pentru cursanții aflați în executarea unor pedepse, închiși la penitenciarul Poarta Albă. 20 de elevi s-au înscris pentru clasele 1-4, iar alți 26 de deținuți s-au înscris pentru clasele 5-8. Aceștia au optat pentru a urma cursurile școlare sau pentru a-și continua studiile. Cursurile vor fi susținute de profesori din cadrul Colegiului Agricol Poarta Albă, în conformitate cu programa școlară națională. În cadrul festivităților a fost citit un mesaj de încurajare transmis de comisar șef de penitenciare Marius Vulpe, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu ocazia deschiderii noului an școlar.